Asta? Da. N-are moarte. Garantez eu, 100%. Asta moarte nu are. Spun eu. Auzi. Dar se vede casa că e mai mărită. Uite, vezi? Se cunoaște, nu se pare că se cunoaște casa mărită? Păi. Vezi? Se cunoaște, dar mie dă improvizațiile astea, să nu... Merge! Merge așa! Și zici că bate și vântul, vine frigul acum, hai să vezi ce astup tu toate găurile astea. Da, da, și astup repede. Udă ăla. Dar acum luna asta vreau să iau o daia. Luna asta nu. Luna asta vreau să iau o lampă stradală de aia fotovoltaică. Pentru ce? Pe telecomand. Pentru ce ne mai trebuie? Cu 450 de LED-uri. Când m-a lăsat curentul pe baterie la iarnă, de noi avea curent destul pe televizor pe lumini, aia s-a prins de aparte, are acumulatorul ei și panoul ei, solar. Tot la soare se încarcă așa la lumina zilei, știi? Decât că luminează puternic aia. Și vreau să iau și una de aia. Da? Așa-i de mare aia. Așa-i de mare lampa asta. O să o vezi luna asta care vine. Cum îi zice? Lampa stradală fotovoltaică. Și unde o ții pe aia? Poți să o pui pe casă, even. A, acolo. Are un panou mare de 70x70 și un acumulator în ea. Ai telecomandă de jos, o programezi. Seara la ora 9 programezi să se aprindă, dimineața la 6 o programezi să stingă. Și nu mai e treabă. Pe urmă, ea, poți să pleci de acasă să faci orice, deci nu te mai interesează de ea. Și cât ziceai că costă? Nu e mult, e 240 de lei. Și zici că e bună, nu e eficientă, foarte te ajută. Bună. Foarte bună, se încarcă tot la lumina zilei și nu mai stai cu becurile toată noaptea aprinse în curte. O lași numai pe aia, că aia luminează, zice că face o lumină ca ziua. Da. Sunt unele cu 540 de beculețe, sunt unele cu 140 de beculețe. Pe aia cu 140 o să o luăm. Că aia cu 540 e mult, e vreo 4 milioane și ceva. Nu trebuie să iei televizor, nu? Am făcut noi atunci cu televizorul că s-a ars, când nu, am plecat. Nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat? Merge. Merge, a sărit siguranța de la panou. A, de la panou. Dar tu te-ai uitat la... Când am făcut o scurtură atunci, panourile mi-aruncă siguranța afară, ca să nu mai fac, să nu mai prelucă o altă avarie. Și mi-a sărit siguranța de la panou și... Dar te-ai uitat la o siguranță atunci? M-am uitat, nu era aia. Nu era aia, era nu? Siguranță sus în pod, pe panou. A, acolo. Sus, sub panou, mai era siguranță. A sărit siguranța principală. Da. Bine că a fost aia, dar nu s-a ars televizorul. Că de-aia nu prea mai aveam chef de nimic. Atunci mă gândeam, zic, să vezi acum ce îmi dă de lucru să mă să cumpăr televizor acum. Să vezi acum ce mă face de 5 milioane, 190 ani. Să mai cumpăr. Bine că nu s-a ars. Bine că nu s-a ars, că îți dai seama că n-a. Mă interesa. Puneam plus și plus. Da, pe cum să vrei să-l arzi? Nu, dacă aș fi vrut să-l arzi, să zic că nu m-ar mai fi, aș fi zis, lasă-l, dacă iau altul. Aia, na. Da, na. Ce o grămadă de bani. Ce am văzut martur pe-n curte? Un câine nou? Un cățel. Matei! Ce mai luăm martur altul? Uite. Nu l-am luat eu. A venit după drum. Era și el săracă abandonat, n-avea. Ăsta e mai mare, nu? Că ce, da, ce-i e după mai aici? Mare. Că. Ce să zicem că domnul Răzvan, că am plecat? Să iau pâine cu Ramona, să luăm și un pepene. Cățelul l-am mângâiat eu, pe urmă a vrut să vie după noi, i-am dat o palmă, i-a zis să se ducă în curte, să nu mai vie. Și de unde? El tot aici. Probabil că el a vrut să vie după noi și peste drum, în partea aia, poc, l-a plăznit o mașină. Aia, na. Ce mașină a fi plăznit, nu știu, că l-am găsit acolo, Ramona să facă infarct, să moară cum a murit. Și ăsta e câinile meu, zic, să plângă el. Zic, da, Ramona, l-a lovit mașina. Păi la care era mic? Ăla, că crescuse el un pic, da. Ăla. Dar știi ce rău era? E rău și ăsta noapte. Dar mai rău era. Mai rău era, vără și loc unde. Aici, peste drum. Păi ce se întâmplă aici? De-aia vă spun că poliția, în loc să vegheze, ei veghează la ce fac eu cu Ramona. În loc să vie să facă circulație, frate, că mână ăștia ca nebuni, teribiliști. Cu mașinile. Era unul într-o seară cu 140 de km. Vă dați seama ce viteză a putut să aibă ăla. Cum oprea ăla? Că dacă în locul la câinele era un om acolo, putea să fie un om, nu? Să-l omor. Ce faci? A plecat de la locul accidentului? Nu ai avut ce să mai faci, nu? Era mort. Da, era mort deja. Era mort. Sunt motocicliști seara care circulă ca nebuni. Pe aia nu-i mai aude poliția, pe aia nu-i mai vede, nu se poate. E ceva se întâmplă. A, și voi l-ați găsit când v-ați întors, nu? Când ne-am întors, am găsit câinele mort în drum. Dar nu-i mai, nu poți să-l, nu știu, să-l legi, sau, bine, să-l legi, nu-i prea... O să iau lanța, sau să faci o să-l leg. Poarta. Nu, și ăsta ce cu el? A venit în curtea el? Și ăsta era pe drum, abandonat, cine o fi abandonat, nu știu. Asta, pe aici, pe drum, pe la vecini, mai mâncat pe aici. Îi mai dădea vecinii mâncare și m-am pomenit cu el într-o zi în curte. Rămână, lăs gău, cusu. Căsă, i-a dat o băgată mămălică, i-a dat pâine, i-a dat niște carne luase cu asta fumată, i-a dat și carne. Și lasă să-i dau și de asta, ca să stea aceea la noi. Și a rămas la noi. Să vedeți noaptea ce latră și ăsta, dar n-ai treabă. Dar asta e mai mare, nu? Nu e pui. E mai mare ca mare.
La boteza Ramona i-a pus numele Matei? Matei de unde vine? Nu știu. A. I-a pus numele Matei, probabil că din Biblie s-o fi referit. Dar nu mai, adică n-ai cum să-i păzești să nu iasă, nu din curte, să nu... N-ai cum să-i păzești, și azi a ieșit, tot avea să asta sigur. Am să fac o trecere de pieton, poate veni poliția iar la mine, să nu întrebe de ce am făcut să de pieton. Acum a rămas cu ăsta. Ălalt e bine, nu? Ăla de acolo, da, e acolo. Bine, ăla e legat, n-are cum să... Da. Nu, păi și pe asta a zis Ramona, hai să-i facem un cotecioar și lui și îl legăm și să fim mai siguri de el, că așa nu e sigur. Sau să-l legi cum e ăsta, pe sârmă, să mă gândesc să plimbe și el un pic, să nu-i pui lanțul ăla. O să fac pe ăla să plimbe acolo și pe ăsta să plimbe pe linia de aici încoa. Să înțeleg între ei sau? Da, să-și da? Facă unul cu altul. Da. Dar nu poți să-i linci aproape, că dacă se încurcă lanțul unul de altul, se așa. Nu, dar adică să nu-i pui cu lanțul la gât așa, tot ca ăsta, să ai văzut că ăsta aleargă, să plimbă păi pe aici cu așa, pe lanț. Păi tot ca ăsta, o să-i pun o sârmă. Da, mai o sârmă. Mai da. Tot așa, o să-i leg o sârmă, că l-aș pune pe sârmă, dar uite, am zis, rămân la covoarele, că a spălat covoarele, ia uite, ia uite ce spălat ieri acolo. Bine, Martur. Vom vedea acum ce s-o mai întâmpla. Nu știu. Ne vedem data. Ne vedem data viitoare, că noi și noi amănunte, ce s-o mai întâmpla. Cu alt tricou, altă culoare. Mă, să circul în verde de data asta. Oricum, dacă stai să te uiți atent așa, să cunoaște că s-a mărit camera un pic. Uite, unde e ușa acolo, nu era perete. S-a mărit, dar și ce ar trebui să faci tu? Trebuie să iau USB-ul noi. Să faci o, să-i dai o, fie uniform așa, dintr-un singur... Acum aia dar nicio formă, practic. Nu forma ei, să pui același OSB sau... Da, păi așa mult, vreau să da, fac. Zic, să aibă dacă acel... iau OSB-ul nou, vă dați seama, da. Că să fie tot uniform. Păi asta zic. O să fie toate uniform, nu... Da, să nu mai fie acolo, de la alb acolo. Nu, păi acum e acum, păi că ea, nu, adic... nu mai are OSB-ul. E din multe părți și nu se înțelege exact cum arată. Că da. Unde ai ajuns cu ea? Că înăuntru se vede bine. Se vede bine înăuntru. Nu, dar și afară se vede, adică se vede, Edita mai casă, nici nu mă așteptam să ajungi tu cu ea aici. Da, un pic, că nu o să ajung, o să ajung, deci, nu poți să o mărești, că așa mi-ar fi mai ușor să zic că plec cu mărirea de acolo și am venit aici, odată. Dar e vorba de bani, de materiale, ți implic cu câte distanța mai lungă cu o ta, implică materiale mai multe. Așa te mărești cu câte un metru jumate, doi, merge, că ei pătrează la 3 metri, pătrează la 3 metri, da, sunt 19 lei bucată. Păi la alții la 4 metri sunt 25 de lei. Așa îți convine, te mărești câte 2 metri jumate, 3. Cât să te încadezi într-o pătrată 3 metri. Da. Ai venit frumos cu 3 metri, te-ai mai mărit iar când ai făcut o pasta cu tot pereți, te-ai mai mărit iar încă o dată 3 metri. Că nu poți să te mărești totodată așa. Bine, Martur, ne vedem data viitoare. Cu noi și noi amănunte și vedem ce o mai face. La revedere. La revedere.